posibil. Alo? Da? Cine e? Da, sigur, pot oricând. Da, vă mulțumesc atât de mult. Ești foarte frumoasă, știi asta, nu? Îmi plac foarte mult ochii tăi, pomeții sunt de milioane și îmi place așa, cum îți încadrează fața, culoarea părului. Cred că iubitul tău e foarte mândru de tine. A, sunteți drăguță, dar nu am iubit. Cum adică o fată așa de frumoasă ca tine și nu are iubit? N-ai avut niciodată sau v-ați despărțit? Nu, adică au mai fost așa combinații de liceu, dar niciodată să... Da, niciodată nimic serios. Exact. Interesant. Am nevoie de semnătura mamei tale. Ea nici nu știe că am venit aici, de fapt. Nu mă susține deloc pe partea asta cu modeling-ul și... Și totuși am nevoie de semnătura ei și de o copie după buletin. Ești minoră, înțelegi, nu? Da, dar mama nu o să vrea niciodată să semneze nimic. Ok. Asta înseamnă că nu-ți dorești foarte tare să faci parte din agenția noastră. Ba da, chiar vreau. Știi cum facem? Îți dau contractul acasă. Pe ultima pagină aia, anexa, și o rogi pe mama ta să semneze. Mică măzgălitură acolo. Acum, pe bune, renunți tu la visurile tale doar pentru o semnătură? Nu. Poftim? Nu. Mai tare un pic. Nu! Așa da. Distrează-te! Nu mai satur să mă uit la tine, Carla. Parcă ai fi o sirenă. Îți place costumul ăla? Foarte mult. Și cred că am stat și bine. Nu cred că ce mai dau înapoi. Nu trebuie să mi-l dai înapoi pentru că e al tău. Serios? Da. Poți să-l păstrez? Mersi mult! Hai, nu mai mulțumi atâta. Știi? Eu cred că după seara trecută ne cunoaștem. Aici s-a mutat petrecerea? Kitty! Nu te-am auzit. Am o deschidere de club la Constanța și am nevoie de 10 fete. Ce zici? Carla ar fi pregătită? Eu zic că e mai pregătită decât pare. Mm-hmm. Ai terminat cu mine? Da. Poți să mă aștepți în dormitor, o să vin și eu imediat. Ce? Hai, nu mai fost pe supărata, că știi că tu ești preferata mea. Da, cu așa multe frumuseți în jurul tău. Cine asta? Pasez doar așa ca să mă simt și eu tânăr, sânge proaspăt. Dar noi doi suntem Bonnie și Clyde, baby. Am înțeles. Apropo de asta, am un cadou special pentru tine. Ia uite, ce zici? E perfectă? E divină. Și așa cum îți place ție cel mai mult. Așa frumoasă și e virgină? Mhm. Păi nu-ți fac eu cadourile cele mai frumoase? Cum să te țin lângă mine altfel? Zice ceva de Constanța. Vorbește tu cu fetele și poți să vin și eu cu Carla mai târziu. Cam în cât timp? 2-3 minute? Aha, ce-am râs. Ce-i mama asta? Ce vrei să semnezi aici? Eu
chestie. Semnează-te și tu acolo. Ce mare lucru, dacă te rog. Cred că am și eu dreptul să citești ce semnez, nu? Ia. Aoleu, mama, dar ce-ți mai place să te complici? Ăștia nu sunt gărgăunii ai tăi cu modeling-ul? Ia uite, Persefona Model Agency. Nu, mamă, nu semnez nimic. Mama, un lucru te-am rugat și eu. Semnează-te și tu acolo în colț ca să mă pot înscrie în baza lor de date. Sandra, tu ai citit ce scrie în contractul ăsta? Ia uite, dacă e să ți se întâmple ceva, ei nu pot fi trași la răspundere. Da, mama, mi-a explicat doamna de acolo. Stai tu liniștită. Eu nu cred că ți-a explicat, mama. Sau dacă ți-a explicat, tu nu ai ascultat, Sandra. Și copie după buletinul meu? Nu, nu-ți dau. Ceva nu e în regulă cu oamenii ăștia. Eu cred că ceva nu e în regulă cu tine. Sunt fica ta și puțină îți pasă de ce-mi doresc. Măi, Sandra, că ești fica mea și nu vreau să pățești nimic pentru că te iubesc. Ce? Mâine mă duc la agenție și vorbesc personal cu oamenii ăștia, da? Te rog, asta mi-ar mai lipsi acum. Să te duci acolo și să mă faci de râs. Că așa faci întotdeauna, mă pui într-o lumină proastă. Măi, Sandra, sunt mama ta. Să nu uiți niciodată asta, da? Și acum, după ce mi-ai spus, să știi că cu atât mai mult nu o să semnezi nimic. Hai că râzi bine. Iar va trebui să rămân singură cu Alberto. Dar de ce? Nu-ți place de el? Hai că e un prieten generos, nu crezi? Ba da, doar că... Hai să spun ceva. Modeling-ul este primul pas spre celebritate. După aceea vor veni coperțile de revistă, o să vezi lumea, bani, petreceri pe iahturi, publicitate. Știi? Când ești celebru, poți să faci ce vrei tu. Carla? Dar ca să ai o viață ușoară, trebuie să faci anumite sacrificii. Așa că, hai. Mergi la el. Bună ziua! Bună! Mă scuzați că vă deranjez, dar vreau doar să vă spun că am încercat să o convin pe maica mea, dar n-a vrut nici cum să accepte și de buletin nici n-a mai fost vorba. Îmi pare rău să văd asta. Ai o frumusețe unică, știi, nu? Mulțumesc. Ce zici dacă am putea să o convingem cumva? Chiar vreau să te ajut. Serios? Da. Și cred că știu și cum. Uite, noi, agenția, o să-ți plătim un curs la cea mai bună școală de modeling de la noi. Acolo o să înveți cum să te îmbraci, cum să vorbești, cum să te prezinți. O să-ți pună la dispoziție cele mai frumoase haine. Nu, e prea scump. Nu pot să accept. Iubita mea. Iubita mea, pentru noi este o investiție. Noi credem foarte mult în tine. Așa că mergi acasă și roagă-o pe mama ta să semneze și spune-i să nu-ți mai frângă aripile, ok? Da. Mulțumesc, vă mulțumesc atât de mult. Plăcerea este numai și numai de partea noastră. Vă zi frumoasă, la revedere. Te pup. Ce-au spus? Vor să-mi plătească tot. Cursul, drumul, cazarea, outfiturile. Și școala? Așa începe, mamă. Întâi pierzi weekendul, după aia nopțile și uite așa te trezești exmatriculată. Exagerez, mama. Sunt atâtea fotomodele care s-au descurcat foarte bine și cu școala. Și oricum, ce-mi trebuie mie latina și literatura universală în zilele noastre? Măi, Sandra, să știi că e ceva foarte neregulă cu oamenii ăștia, crede-mă. Am încredere în mine, mama. Și da, e și câștigul lor. Când o să câștig eu $10,000 că am distribuit un story, $1,000 se duc. Oh, Doamne, ce naivă e micuța! Semnează-te și tu, mama, aici. Te rog, te rog. Auzi? Tu ai mâncat ceva azi, că mie mi-e cam foame. I-ai spus că noi o să-ți plătim tot?
Da. Și asta a speriat-o și mai tare. Nu vrea să mă lase și de asta refuză să și semneze. Nu știu, poate ar fi mai bine să mai așteptăm până fac majoratul și atunci oricum nu va avea ce să mai zică. Cum adică să mai așteptăm? Nu, e prea târziu. Auzi, la ce oră vine mama ta acasă? Are liberă azi, lucrează 2 cu 2. Perfect. Mă gândesc că dacă aș vorbi direct cu ea, adică să mă văd față în față cu ea, poate o să vadă că nu are de ce să-și facă griji. Ai face asta pentru mine? Ți-am mai spus deja. Știi că am mare încredere în tine, da? Haide, haide să o convingem pe mama ta. Hai. De ce sunt, dragă? N-ai cheie? Hai, intrați. Bună ziua. Bună ziua, mă scuzați, dar nu așteptam musafiri. Iertați-mi deranjul. Nu-i nicio problemă. Aveți un apartament cochet. Micuța, drăguț. Să știți că Sandra mi-a vorbit foarte frumos despre dumneavoastră. Apropo, eu sunt Kitty Kiralina. Sunt director adjunct al agenției Persephone Models. Îmi pare bine. Noi credem foarte mult în potențialul fetei dumneavoastră. Credem că o să ajungă foarte departe, dar trebuie să o și ajutăm un pic. Adică și eu și dumneavoastră. Vă înțeleg, sunteți precaută. Ăsta nu este un lucru rău, dar... Doamna... Dumneavoastră aveți copii? Nu am, dar să știți că prin intermediul agenției noastre am putut să schimbăm destinele multor fete. Eu zic așa, să mergeți la sediul agenției noastre, să vedeți chiar cu ochii dumneavoastră că nu aveți de ce să vă faceți griji. Te rog, mama, te rog! Haideți, doamnă, dați-i o șansă. Bine! Serios? Hai să mergem, da. Uite-mă, așa, mamă. Hai până nu mă răzgândesc. Mă încalz și mergem, da? V-am arătat și studioul foto. Vedeți? N-aveți de ce să vă faceți griji. Suntem o firmă foarte serioasă. Da. Vindeți vise fetelor neștiutoare. Nu, doamna. Noi le ajutăm să devină realitate. Eu nu vreau decât ce-i mai bine pentru fata mea. Nu e ușor să fii mamă singură. Dar Sandra a crescut și știe și ea singură ce-i mai bine pentru ea, așa că dați-mi să semnez chestia aia. Am nevoie și de o copie după buletin, vă rog. Sigur. Să nu zici că nu-mi pasă de visul tău. Poftiți. Mă scuzați un pic. Alo, da? Da, Alberto. Ce faci? Ce să fac? Îți pregătesc cadoul. Te așteaptă. A durat cam mult. Îți place să mă atâți. Hai, trimite-o mai repede. Bună, scuze că am întârziat. Ne scuzați că am întârziat, am făcut bagaje și e vina mea, îmi pare rău. Nu e nicio problemă, Sandra, dar nu trebuia să o conduceți. Sunt sigură că se descurca și singură. Nu, că vin și eu. Poftim? Mă gândeam să vin și eu, că n-am mai văzut cum îi zice mama la asta... Photoshoot. Foto de asta n-am văzut niciodată și... Da, chiar nu e nevoie. Oricum e undeva aici, în București, mâine seară se întoarce acasă. Păi tocmai că e în București, vin și eu. Mă scuzați un pic. Da, nicio problemă. Alo, da? Cum adică anulat? Păi cu ce fel de fotograf lucrăm noi aici? De unde a plecat? În Caraibe? Păi în Caraibe să rămână. Nu. Să nu se mai întâmple. Să nu se mai întâmple. Bine, hai. Pa. Am o veste proastă. Sandra, din păcate, fotograful a trebuit să plece în Caraibe să o fotografieze pe asta, pe Dua Lipa. Dar, mă rog, nu asta e ideea. Ideea este că trebuie să reprogramăm. Dar noi ne-am pregătit. Am făcut tot ce trebuia. Îmi pare rău, doamna. Așa stau lucrurile. Modeling... Depindem de foarte mulți oameni, lucrurile se pot schimba de la o oră la alta. Sandra, vorbim la telefon, da? Sigur. La revedere. La revedere. Hai, mamă.